vremea se va încălzi treptat, astăzi și mâine va fi o vreme normală din punct de vedere termic. De joi vremea se va încălzi. Vor fi perioade miercuri și joi de instabilitate, scurte, izolate, în Dobrogea, acum pe litoral, joi vor fi la nivel de condiții. Vineri ar fi cea mai frumoasă zi, deci fără precipitații, dar vineri vom avea intensificări ale vântului, cu rafale în general de 45-55 chiar de kilometri pe oră. Seara, noaptea, vremea începe să devină instabilă, se va schimba ca aspect, se va răcori, temperaturile vor scădea, de unde joi, vineri, sâmbătă vor fi temperaturi diurne până la 31 de grade în Dobrogea, iar pe litoral se vor încadra între 24, 26, 27 de grade. În tendință, valorile termice vor scădea, se vor apropia și chiar vor coborâ ușor sub normele climatologice specifice perioadei.